Bine ați venit! În clipul de astăzi, rezolvăm împreună testul 8 din testele de pregătire pentru examenul de evaluare națională 2022. Haideți să începem cu subiectul 1, exercițiul 1. Numărul de 10 ori mai mare decât 1,3 este. Cum aflăm numărul de 10 ori mai mare? Bineînțeles prin înmulțire cu 10 și haideți să vedem ce obținem. Noi știm că la înmulțirea cu 10 trebuie să mutăm virgula peste o decimală, așa că răspunsul este 13. Dacă nu ați înțeles exact cum am procedat, haideți să transformăm într-o fracție. 1,3 înseamnă 13 pe 10, iar pe acest 10 îl putem scrie ca 10 pe 1 și uitați cum se simplifică 10 cu 10 și rămânem cu... 13. Mergem mai departe la 2. Dacă A și B sunt numere reale, astfel încât A supra 4 egal cu 5 supra B, atunci AB pe 10 este... Noi știm că întotdeauna în orice proporție produsul extremilor este egal cu produsul mezilor. Sau, mai simplu spus, înmulțim pe diagonală. Și avem, de fapt, A ori B, care va fi egal cu 4 ori 5, Asta înseamnă că AB este de fapt 20 și atunci când mergem să înlocuim în fracția dată, AB pe 10 înseamnă de fapt 20 pe 10, iar linia de fracție noi știm că este operația de împărțire. Asta înseamnă că 20 împărțit la 10 va fi egal cu 2 și răspunsul corect este punctul B. Mergem mai departe la 3. Cel mai mic număr natural din intervalul închis, minus 7, 3, este. Ce înseamnă interval închis? Înseamnă că valorile din capete aparțin intervalului. Asta înseamnă că și minus 7 se află în interval, dar și 3 face parte din interval. Și noi trebuie să vedem care este cel mai mic număr, dar să fie un număr natural. Nu e așa că tentația este să spuneți că cel mai mic număr din interval este minus 7, dar este doar o tentație pentru că voi știți că un număr natural nu poate fi un număr negativ. Așa că cel mai mic număr natural din acest interval este, bineînțeles, 0, pentru că este cel mai mic număr natural și face parte din intervalul dat. Mare grijă la acest lucru. Dacă ni s-ar fi cerut un număr întreg, atunci răspunsul ar fi fost minus 7. Dacă, de exemplu, era un interval deschis în minus 7 și închis în 3, atunci cel mai mic număr întreg din acest interval ar fi fost minus 6, pentru că minus 7 nu face parte din interval, intervalul fiind deschis. Sper că ați înțeles acum. Mergem mai departe la 4. Dacă fracția 3 la puterea n supra 3 este subunitară, atunci numărul natural n este... Ce înseamnă fracție subunitară? Înseamnă fracție în care numărătorul este mai mic decât numitorul. Spre exemplu, 7 pe 8 este o fracție subunitară pentru că cel de sus este mai mic decât cel de jos. Și atunci, noi vrem ca fracția 3 la n pe 3 să fie o fracție subunitară. Asta înseamnă că 3 la n trebuie să fie mai mic decât 3. În cazul în care 3 la n, spre exemplu, ar fi egal cu 3, atunci fracția ar fi echiunitară. Dar pe noi nu ne interesează acest lucru. Și acum, haideți să vedem ce număr natural putem să punem în locul lui n. Ar putea n să fie minus 1. Bineînțeles că nu, pentru că nu e un număr natural. Așa că haideți să ne gândim. Cel mai mic număr natural este 0. Dacă îl înlocuim pe n cu 0, avem 3 la 0 mai mic decât 3. Orice număr la puterea 0 știm că este 1 și 1 e într-adevăr mai mic decât 3. Asta înseamnă că răspunsul corect este punctul C. Mergem mai departe la exercițiul 5. Dacă a la a doua minus b la a doua este 24 și a minus b este 2 radical din 2, atunci A plus B este... Haideți să vedem cum putem să facem. Nu e așa că atunci când ați văzut acest lucru, v-ați gândit, gândit deja la o formulă de calcul? Haideți să vedem formula de calcul. Dacă aveam A minus B pe lângă A plus B, noi știm că întotdeauna este egal cu A la a doua minus B la a doua și foarte simplu, putem să înlocuim, pentru că noi știm din enunț că A minus B este 2 radical din 2, Păstrăm paranteza cu A plus B pentru că asta ne se cere, iar a la a doua minus B la a doua știm că este 24. Și e foarte simplu pentru că îl ducem pe 2 radical din 2 în dreapta cu operația de împărțire. Putem să scriem de fapt ca o fracție, este 24 supra 2 radical din 2 și trecem la simplificări: 24 cu 2 și rămânem cu 12 și 1 jos. Asta înseamnă că avem 12 pe radical din 2, raționalizăm. Și atunci obținem 12 radical din 2 pe 2, simplificăm și înseamnă că A plus B este egal cu 6 radical din 2 și răspunsul corect este punctul C. Și am ajuns deja la 6, pe suprafața unui teren a fost cultivat grâu, orz și ovăz, conform diagramei alăturate. Numărul X din această diagramă este egal cu, haideți să ne uităm în diagramă, observăm că grăul este cel cu albastru și avem 40%, orzul este cu portocaliu și avem 41% și ovăzul este necunoscut. Nu știm ce procent din total reprezintă ovăzul și haideți să aflăm. Păi toată diagrama știm că înseamnă 100% și dacă dăm la o parte cele pe care le cunoaștem, adică 40 și 41, care împreună înseamnă, aici o față zâmbitoare, care împreună înseamnă 81%, Haideți să vedem ce obținem. 100%, 100 minus 81% înseamnă de fapt 19% și atunci X-ul nostru este 19%, 19% din suprafață este cultivată cu ovăz. Haideți să mergem așadar la subiectul al doilea. Dacă ABCD este un romb cu latura de 7 cm, atunci perimetrul său este. Noi știm că rombul este paralelogramul cu laturile consecutive congruente. Sau mai bine spus, într-un romb toate laturile sunt congruente. Asta înseamnă că pentru perimetru avem formula 4 ori latura și dacă înlocuim, avem 4 ori 7 și obținem 28 de cm, răspunsul corect fiind punctul C. Mergem mai departe la 2. În figura alăturată, dreptele A și B sunt tăiate de secanta C. Valoarea lui X pentru care dreptele A și B sunt paralele este... Haideți să vedem în primul rând ce putem să facem. Haideți să numerotăm aceste unghiuri 1, 2 și să spunem că îl folosim și pe acesta și să notăm cu 3. Noi dacă știm că dreptele trebuie să fie paralele, înseamnă că trebuie să găsim o legătură între unghiurile date. Dacă ar fi să ne uităm la 1 și la 2, nu le putem încadra în niciuna din categoriile învățate. Dar dacă ar fi să ne uităm la 1 și la 3, observăm că aceste două unghiuri sunt unghiuri interne de aceeași parte a secantei. Iar în cazul în care avem o pereche de unghiuri interne de aceeași parte a secantei, formate de două drepte paralele, noi știm că aceste unghiuri sunt suplementare, adică suma este de 180 de grade. Dar unghiurile 2 și 3 sunt opuse la vârf, asta înseamnă că dacă unghiul 2 are măsura egală cu 3x, unghiul 3 va fi și el 3x. Și atunci putem să scriem relația și anume că unghiul 1 plus unghiul 3 Egal 180 de grade și să înlocuim. Măsura unghiului 1 știm că este de 45 de grade. Măsura unghiului 3 este 3x, egal cu 180 de grade. Îl mutăm pe 45 cu operația de scădere și obținem 3x egal cu 180 minus 45, ceea ce înseamnă că 3x va fi egal cu 135 de grade și îl împărțim la 3 și avem 135 împărțit la 3, care înseamnă exact 45 de grade. Asta înseamnă că răspunsul corect este punctul A. Mergem mai departe la 3. În figura alăturată este reprezentat dreptunghiul ABCD cu AB de 30 de cm, BC de 40 de cm, iar punctul E este la mijlocul lui AB. Distanța de la E la AC este egală cu prin distanță de la un punct la o dreaptă, înțelegem lungimea perpendicularei din punct pe dreapta. Asta înseamnă că ar trebui să trasez o perpendiculară din punctul E pe AC. Și haideți să vedem cum aflăm lungimea segmentului, să spunem EX, cel pe care l-am desenat cu roșu. Ce variante avem? E ușor de aflat AE, pentru că știm că E e la mijloc și AB are 30 de cm, înseamnă că AE are 15 cm. Mai departe, nu prea știm unde se află X pe AC. și atunci avem mai multe variante. Vă voi spune măcar două variante de rezolvare. Una dintre ele ar fi să ne folosim de funcții trigonometrice. Spre exemplu, dacă ne uităm, observăm că unghiul A se regăsește și în triunghiul mic format în AXE, dar și în triunghiul mare ABC. Asta înseamnă că dacă eu aflu sinusul unghiului A din triunghiul ABC, valoarea sa se păstrează și pentru triunghiul mic. Aș putea atunci să spun că sinus de A. Este pe de o parte, cateta opusă unghiului A, adică BC supra AC. Dar pe de altă parte, sinusul unghiului A, aș putea să spun în triunghiul mic, că este egal cu EX supra AE. Și atunci când le egalăm, haideți să vedem ce obținem. Pe BC îl cunoaștem, este 40. Pe AC nu îl cunoaștem, dar este foarte ușor de aflat, pentru că BC e 40. AB e 30, știți voi aceste numere speciale și prin teorema lui Pitagora obținem că AC este 50. Nu mai fac acest calcul, puteți să-l faceți voi sau să mă credeți pe cuvânt, fiind un subiect de grilă, aici contează doar rezultatul. Și avem BC-ul era 40, AC-ul am spus că este 50, pe EX nu îl cunoaștem și AE-ul care este 15. Putem să simplificăm și să înmulțim și pe diagonală și avem 5 x egal cu 4 ori 15, adică 60, de unde obținem că x este de 12 cm. Și observați ce ușor cu ajutorul funcțiilor trigonometrice am aflat distanța de la E la AC. Haideți să vedem o altă metodă. Dacă ar fi să ne folosim de asemănare, să comparăm, spre exemplu, triunghiul AXE cu triunghiul ABC. E clar că ambele au unghiul A comun, este un unghi de suprapunere. Asta înseamnă că aș putea să spun că unghiul A e congruent cu unghiul A. Apoi, ce aș mai putea să mai spun? Păi ambele sunt triunghiuri dreptunghice. Asta înseamnă că unghiul B este congruent cu unghiul X. Și atunci, din unghi unghi, din criteriul unghi unghi, ne rezultă că triunghiul AXE este asemenea cu triunghiul ABC. Și atunci, haideți să scriem rapoartele de asemănare și avem AX supra AB, egal cu XE supra BC și egal cu AE supra AC. Haideți să înlocuim și avem AX supra 30 egal cu XE pe care teoretic nu îl cunoaștem supra 40 și egal cu 15 supra AC-ul am aflat era 50. Și atunci observăm că dacă luăm ultimele două fracții și înmulțim pe diagonală, avem 50 xe egal cu 40 ori 15. Asta înseamnă că xe va fi 40 ori 15. Pe 50 simplificăm un 0 și prin 5 și atunci obținem tot 12 cm. Dacă v ați găsit altă metodă, nu uitați să-mi scrieți în comentarii. Dacă ar fi să mă mai gândesc acum la o metodă, ar fi cea în care trasăm înălțimea și atunci în triunghiul acesta să-l notez cu ABY, spre exemplu. Segmentul acela roșu reprezintă de fapt o linie mijlocie și este jumătate din înălțimea BY sau la fel cu asemănare. Sunt multe, multe metode. Important este să rezolvați corect. Mergem mai departe la 4. În figura alăturată este reprezentată schița unui apartament, pătratul ABCD cu latura de 5 metri, astfel încât bucătăria este dreptunghiul AGFE, cu a g de 3 și Ae de 2 metri, baia este dreptunghiul HDJI cu HD de 1,5 și DJ de 1 metru. Da, iar camera este dreptunghiul LELCB. Ok, dacă suprafața rămasă reprezintă holul, atunci aria sa este egală cu că cel mai simplu ar fi să facem o arie prin decupaje, pentru că din toată suprafața, dacă dăm la o parte suprafața ocupată de cameră, bucătărie, baie, clar rămânem cu suprafața holului. Așa că am putea să spunem că arie hol este egală cu arie apartament minus arie bucătărie plus arie baie plus arie cameră. Și acum, pentru a afla suprafața întregului apartament, fiind o schiță care este sub formă de pătrat, avem latura la a doua, adică 5 la a doua, care înseamnă 25, minus bucătăria, are o formă dreptunghiulară și atunci are este lungime ori lățime, în cazul acesta 3 ori 2, adică 6, apoi baia la fel este un dreptunghi. La fel avem lungime ori lățime 1,5 ori 1, care înseamnă 1,5, iar la cameră, dacă noi știm că bucătăria are lățimea de 2 metri, înseamnă că partea rămasă este de 3 și atunci pentru suprafața camerei vom avea lungime ori lățime, adică 3 ori 5. Haideți să vedem ce obținem. Avem 25 minus 7,5 plus 15, și atunci, dacă vom face scăderea dintre 25 și 15, rămânem cu 10. Minus 7,5 și obținem 2,5 metri pătrați. Mergem mai departe la 5. În figura alăturată, AC și AB sunt tangente la cercul de centru O și rază R, dacă AC plus AB egal 12 cm și OA este de 10 cm, atunci OB este egal cu. Haideți să evidențiem AC și AB. Apoi îl avem pe OA, nu-i așa că desenul vă pare cunoscut deja, și pe OB, și de ce nu și OC. Bineînțeles că vă este foarte cunoscut, mai ales atunci când discutăm despre tangente la cerc, pentru că știm că întotdeauna tangenta la cerc este perpendiculară pe raza în punctul de tangență. Asta înseamnă că atât în punctul B cât și în punctul C se formează unghiuri drepte. Mai mult, noi știm că cele două triunghiuri formate sunt triunghiuri congruente, pentru că noi știm că OA este o latură comună, avem unghiurile drepte, și razele sunt congruente. Asta înseamnă că dacă AC plus AB egal cu 12 cm, fiecare are de fapt 6 cm, iar AO este de 10 cm, ceea ce înseamnă că pentru OB nu avem altceva de făcut decât să aplicăm teorema lui Pitagora. Așa că vom avea OB la pătrat plus AB la pătrat egal cu OA la pătrat și haideți să înlocuim, avem OB la pătrat. Plus 6 la pătrat, adică 36, egal cu 100, ceea ce înseamnă că OB la pătrat este 64. unde unde rezultă că OB este de 8. Centimetri. Și am ajuns la ultimul exercițiu. În figura alăturată este reprezentat un tetraedru regulat ABCD, măsura unghiului dintre AB și CD este. Am ales această problemă pentru că este destul de des întâlnită și mulți elevi au probleme în a vedea exact măsura acestui unghi. Și atunci, cel mai simplu ar fi să spun faptul că întotdeauna măsura este de 90 de grade. Oricum aș lua o muchie de la bază cu muchia laterală cu care nu are legătură, atunci întotdeauna într-un tetraedru măsura este de 90. Și vă demonstrez imediat de ce. Practic ar trebui să arătăm că de ce este perpendiculară pe AB. Și cum facem asta e foarte interesant, pentru că ar trebui să arătăm că AB este perpendiculară pe planul galben. Haideți să notăm aici cu un X și atunci avem așa, E clar că dacă eu, eu iau punctul x la mijlocul lui AB, odată dx este mediană în triunghiul de AB, dar este și o înălțime, pentru că triunghiul este isoscel sau mai mult este chiar echilateral într-un tetraedru regulat. Asta înseamnă că aș putea să spun că AB este perpendicular pe dx, dar totodată AB este perpendicular și pe CX, pentru că CX este înălțime în triunghiul de jos. Și atunci, pentru că dx și CX sunt ambele în planul galben, adică în planul de XC, îmi rezultă de fapt că AB este o perpendiculară pe întreg planul de XC și atunci, pentru că DC face parte din acest plan, ne rezultă că AB e perpendicular pe DC și măsura unghiului dintre cele două este de 90 de grade. Haideți să vă dau un alt exemplu. Dacă v-aș fi întrebat cât este unghiul dintre AD și de ce? La fel era 90 de grade. Sau măsura unghiului dintre DB și AC. Tot 90 de grade era. Rețineți acest lucru. Dacă aveți muchia de la bază și muchia laterală care nu are legătură cu cea de la bază. De exemplu, dacă aș lua AD, nu mai este 90. Dacă sunt într-un tetraedru regulat, unghiul acesta are măsura de 60. Dar dacă iau această muchie laterală care nu se intersectează cu AB în momentul acesta înseamnă că măsura dintre ele este de 90 de grade. Și am ajuns deja la subiectul al treilea. Haideți să vedem ce ne așteaptă. Avem primul exercițiu. Numerele naturale A și B sunt invers proporționale cu 1 pe 11 și 1 pe 4. Numărul A este cu 30 mai mare decât dublul numărului B. Calculați. 3A minus 6B și presupun că mai departe să aflăm numerele A și B. Ce înseamnă numere invers proporționale? Haideți să vedem, de fapt, unde să scriu. Aici, cred că am mai mult loc. Să știu că aveam o pagină goală undeva. Cred că aici. Noi știm așa că dacă AB... Haideți să începem cu direct proporționale. A și B sunt direct proporționale cu C și D. Atunci, la directa proporționalitate, ne rezulta că A supra C este egal cu B supra D și egalam cu K, K fiind coeficientul de proporționalitate. Iar în cazul în care... AB sunt invers proporționale cu CD. În loc să fac fracții de tipul APC, trebuia să înmulțesc. Obțineam A ori C egal cu B ori D și egal cu K, și la fel aflam A și B în funcție de coeficientul de proporționalitate. Haideți să revenim atunci la exercițiul nostru și să scriem datele. Dacă noi știm că A și B sunt invers proporționale cu 1 pe 11 și 1 pe 4. Am ales aceste numere intenționat pentru a fi un puțin mai drăguț la calcule. Ne rezultă că A ori 1 pe 11 este egal cu B ori 1 pe 4 și egal cu K, bineînțeles. Haideți să facem înmulțirea aceasta. Îl privim pe A ca fiind A pe 1, la fel și pe B. Și atunci observăm că obținem A pe 11 egal cu B pe 4 și egal cu K, bineînțeles. Și acum, dacă luăm separat A pe 11 egal cu K, ne rezultă de aici că A este, îl ducem pe 11 cu înmulțire și obținem că A este 11 K. Iar B pe 4 egal cu K, de unde rezultă că B este 4 K și haideți să înlocuim în relația dată. Noi știm că 3, trebuie să aflăm 3A minus 6B. Așa că 3A minus 6B este egal cu. Haideți să vedem cum facem. Acum îmi dau seama, cred că mai ușor ar fi fost să ne folosim de a doua parte. Haideți să o scriem și pe aceea și vedem care ne ajută la înlocuire. Noi știm că numărul A este cu 30 mai mare decât dublul lui B. Asta înseamnă că A este 2B plus 30. Așa că e clar că nu aveam nevoie de ce am făcut la punctul A. Ne imaginăm că voi decupa partea aceasta și ne va ajuta la punctul B. Și atunci pentru punctul A era doar atât. Stați să vedem. Nu era greșit dacă scriați asta și la punctul A, pentru că oricum are legătură cu punctul B, dar haideți să lucrăm ordonat. Revenind acum la punctul A, avem 3 pe lângă. 2B plus 30. Minus 6B, desfacem paranteza și obținem 6B plus 90. Minus 6B Reducem și obținem 90. De obicei, punctele A la problemele de la subiectul 3.1 sunt destul de ușoare. Nu trebuie să lucrezi prea mult pentru a obține punctajul respectiv. Acum la punctul B, așa cum spuneam, apare partea cu inversa proporționalitate și trebuie să aflăm cele două numere. Știam că A este 2B plus 30, cred. Și atunci, haideți să înlocuim, pentru că noi am reușit să aflăm A și B în funcție de K. Și avem A-ul, pe care îl cunoaștem, că este 11K, B-ul este 4K, așa că avem 2 ori 4K, plus 30, și atunci 11K, egal cu 8K plus 30. Asta înseamnă că îl putem muta pe acesta în partea stângă cu operația de scădere și obținem 3K egal 30, Asta înseamnă că acest K este 10, de unde obținem că A este 11 ori 10 și obținem că A este 110, iar B este 4 ori 10 și anume B este 40. Dacă vom face și verificarea, dacă vom înlocui aici, obținem 110 egal cu 2 ori 40 plus 30. Bineînțeles, pentru că 2 ori 40 este 80, 80 plus 30 este 110. Asta înseamnă că A este 110 și B este egal cu 40. Haideți să mergem mai departe la expresia de la 2. Ca de obicei, la punctul A trebuie să aducem expresia la o formă mai simplă, apoi la punctul B trebuie să arătăm că E de N este divizibil cu 8. Haideți să vedem ce am putea să facem. În primul rând observăm că avem o formulă de calcul, așa că luăm separat x plus 4 totul la a doua și desfacem cu formula, vă reamintesc, dacă avem a plus b totul la pătrat, obținem a la a doua plus 2 ab plus b la a doua. Așa că vom avea x la 2 plus 2 ori x ori 4 plus 4 la a doua și obținem x la 2 plus 8x plus 16. Și acum voi încerca să rezolv într-o manieră nu foarte în regulă, dar vreau să vă arăt acest lucru pentru că mulți elevi, chiar și elevi de-ai mei, greșesc aici. Și vreau să vă arăt unde greșesc elevii de obicei ca voi să nu mai faceți această greșeală. Voi vă gândiți, bun, am calculat cu formula de calcul și mă întorc și rescriu expresia. Mai mult desfac și din paranteze. Și avem așa, 4x ori x înseamnă 4x la a doua, plus 4x ori 3 înseamnă 12x, plus 18, minus ce am obținut, și minus x la 2. Haideți să continuăm acest calcul și avem e de x egal cu. Mai întâi, 4x la 2 minus x la 2 înseamnă 3x la 2 minus încă un x la 2 înseamnă 2x la 2. Apoi, 12x plus 8x înseamnă 20x, iar 18 plus 16 înseamnă 34. Îl putem da în factor comun pe 2 și obținem x la 2 plus 10x plus 17. Și noi acum ar trebui să strângem să obținem această paranteză. Vă gândiți, da, oare îmi dă paranteza respectivă? Nu mi dă. Dacă nu ești convins că ce ai făcut e bine, cel mai indicat ar fi pe o ciornă să ții aceste paranteze sau măcar paranteza, să o desfaci, să vezi dacă ai obținut ce trebuie. Dacă desfacem, observăm că trebuia să obținem noi x la a doua plus 2x plus 1 iar rezultatul nostru, nostru aș putea să spun că este departe de ceea ce trebuia. Și atunci ne gândim că undeva s-a strecurat o greșeală. Repet, dacă ai ajuns la un rezultat de felul acesta și nu ești convins că e bine, încearcă să iei pe o ciornă rezultatul la care trebuie să ajungi și să mergem acum să căutăm greșeala împreună. O greșeală frecventă este următoarea. Când rescrieți voi expresia, nu scrieți în paranteză ceea ce ați obținut și din acest motiv Semnele nu mai sunt corecte și rezultatul nu are cum să fie corect. De aceea, sfatul meu este să folosiți întotdeauna parantezele. Haideți să rescriem așadar expresia să vedem ce ar fi trebuit să schimbăm. Prima parte rămâne la fel, 4x la a doua, plus 12x plus 18. Însă, în momentul în care eu mă duc să înlocuiesc paranteza pe care am desfăcut-o, voi scrie tot în paranteze pentru că minusul acela influențează toate semnele din paranteză. Mare, mare grijă, pentru că v-am demonstrat că e foarte ușor să greșești. Tu ai senzația că ai aplicat formula de calcul corect, ai făcut operațiile corecte, dar dacă un simplu semn tu ai greșit, nu ai cum să mai obții rezultatul corect. Haideți să continuăm, avem 4x la a doua plus 12x plus 18, desfacem și obținem minus x la a doua, apoi plus cu minus înseamnă minus 8x, Minus 16, minus x la a doua. Și acum, 4x la a doua, minus x la a doua înseamnă 3x la a doua, minus încă un x la a doua înseamnă 2x la a doua. Mergem mai departe. Plus 12, minus 8 înseamnă plus 4x, iar în final, plus 18, minus 16 înseamnă de fapt plus 2. Îl putem da, bineînțeles, un factor comun pe 2. Și vom rămâne cu x la a doua. Din 4x, dacă împărțim la 2, rămânem cu 2x. Iar din 2, dacă împărțim la 2, rămânem cu 1. Și ia uitați acum cum am obținut exact paranteza potrivită, pentru că noi putem să strângem acum această paranteză fix în x plus 1 totul la a doua. Și am obținut că e de x este într-adevăr 2 pe lângă x plus 1 totul la a doua. Mai spun încă o dată, dacă sunteți la un examen și observați că nu ați obținut ce trebuie, nu vă descurajați și mergeți mai departe. Dacă nu aveți timp, mergeți la următorul exercițiu, dar ideal ar fi să vă gestionați timpul astfel încât să reușești să mergi pe ciornă și să încerci să corectezi. Expresiile nu sunt grele, dar dacă nu ești atent la semne, e foarte probabil să greșești. Așa că folosiți parantezele și cu mare atenție vedeți cum faceți acele operații. Mergem mai departe la B. Haideți să scriem ce am obținut. E de X era 2 pe lângă X plus 1, totul la 2. Și acum, la punctul B, arătați că E de N este divizibil cu 8 pentru orice N număr natural și impar. Dacă noi știm că N este un număr natural impar, forma generală a unui număr impar este de tipul 2K plus 1. De ce 2K plus 1? Pentru că 2K, dacă aș fi zis că N este de forma 2K, 2K înseamnă un număr par. Orice multiplu de 2 e un număr par. Dacă eu vreau să fie impar îi mai dau un 1. Asta este forma generală pentru un număr par, iar cealaltă 2K plus 1 este forma generală pentru un număr impar. Așa că pot să spun că N este de forma 2K plus 1, unde K este un număr natural. Și acum, haideți să înlocuim. Și avem E de N, adică E de 2K plus 1, va fi... Mergem în locul lui x și scriem 2k plus 1. Asta înseamnă că avem 2 pe lângă 2k plus 1 plus 1, totul la a doua și obținem 2 pe lângă 2K plus 2, totul la a doua. Și, bineînțeles, dăm factor comun în 2-ul în paranteză și avem 2 pe lângă, iarăși 1 pe lângă. Și avem așa, din 2K, dacă îl dăm un factor comun pe 2, rămânem simplu cu acel K, iar din 2, dacă îl dăm un factor comun pe 2, rămânem cu 1. Și e totul la a doua. Mare grijă! E toată paranteza pătrată la puterea a doua. Și acum distribuim această putere ambilor factori din paranteză, astfel încât avem 2 ori. 2-ul acesta la a doua înseamnă 4 și paranteza rămâne K 1 la a doua. Și în final observăm că obținem 8 pe lângă K 1 totul la pătrat. Și pentru că am obținut acel 8 în față, e clar că rezultatul este divizibil cu 8. Asta înseamnă că EDN este divizibil cu 8, oricare ar fi n număr natural și impar. Mergem mai departe la 3, unde am ales acest exercițiu pentru a recapitula tot ce ține de sisteme de ecuații. Este un capitol frumos din clasa 7 -a și poate nu vă amintiți prea multe, așa că haideți să vedem. Se consideră sistemul de ecuații la punctul A. Verificați dacă perechea este o soluție a sistemului, iar la punctul B, cu siguranță, am ales să rezolvați sistemul. Cum verificăm dacă perechea 2-3 este o soluție a sistemului? Atunci când avem o pereche de felul acesta, perechea reprezi reprezintă o mulțime bine ordonată. Asta înseamnă că întotdeauna Numărul, primul număr din pereche se referă la valoarea pe care o dai lui x, iar al doilea număr din pereche era valoarea pe care o dăm lui y. Asta înseamnă că noi, în sistemul de mai sus, în locul lui x, scriem 2, iar în locul lui y vom scrie 3. Dacă obținem adevărat la ambele, atunci perechea dată este soluția sistemului. Dacă una dintre ele este adevărată și cealaltă falsă, nu este soluție pentru că o soluție verifică toate ecuațiile pe care tu le ai în sistemul respectiv. Așa că haideți să trecem la treabă. Și avem 3 pe lângă, 2 ori 2 plus 5, minus 2 pe lângă, 4 ori 3 minus 3, trebuie să ne dea 7, apoi avem 5 ori 2 plus 3 minus 7, Minus 3 ori 2 plus 4 ori 3. Minus 9 trebuie să ne dea minus 24. Cu mare atenție, haideți să facem aceste calcule. Avem în prima paranteză 2 ori 2 este 4 plus 5 este 9 și 9 ori 3 este 27. Minus. Avem 12. 12 minus 3 este 9, iar 9 ori 2 este 18. Apoi, la a doua, avem 2 ori. Avem o dată 10 și cu 3 înseamnă 13. 13 minus 7 este 6. Apoi avem în paranteză, mai era un 3 în fața parantezei pe care l-am uitat, și avem 3 ori 6 plus 12 minus 9. Această operație este 3, 6 plus 3 înseamnă chiar 9. Și acum... Haideți să vedem ce obținem. Avem 9 egal cu 7, bineînțeles că nu. Haideți să facem operația și la a doua, cu toate că dacă am obținut fals la prima nu are cum să fie soluție. Și avem 12 minus 27. Și 12 minus 27 oricum nu este minus 24. Asta înseamnă că perechea 2-3 nu este soluția sistemului și haideți să rezolvăm sistemul, să găsim totuși soluția respectivă. Bineînțeles, haideți să aducem sistemul la o formă mai simplă și facem asta prin desfacerea tuturor parantezelor, din nou, cu mare grijă la semne. Așa că avem o dată. 3 ori 2x înseamnă 6x, apoi 3 ori 5 care înseamnă 15, apoi minus 2 ori 4y înseamnă minus 8y, și minus 2 ori minus 3 înseamnă plus 6. Mergem acum la a doua ecuație <coughs> și obținem 10x plus 2y minus 14, apoi minus 9x minus 12y, iar minus cu minus va fi plus 27 egal cu minus 24. Și acum păstrăm la prima 6x minus 8y, și ducem în dreapta și pe 15 și pe 6. Asta înseamnă că avem 7 minus 15 minus 6, pentru că îi mutăm cu operația de scădere. Mergem mai departe și avem 10x minus 9x înseamnă x, apoi plus 2y minus 12y înseamnă minus 10y și la fel avem minus 24, pe acesta îl mutăm tot cu scădere. Iar pe 14, cu operația de adunare. Așa că începe să arate puțin mai drăguț. Și avem 6x minus 8y egal cu... Avem 7 minus 15 minus 6 este minus 21. Iar 7 minus 21 este minus 14. Sper să nu greșesc eu la calcule. Apoi avem x minus 10y egal cu, putem să facem această operație, minus 24 plus 14 este minus 10, iar minus 10 minus 27 este minus 37. Ce putem să facem mai departe, sau ceea ce îmi place mie să fac mai departe, este să folosesc metoda reducerii, cel puțin pentru a afla prima necunoscută și apoi, prin substituție, o aflăm pe a doua. Sau, bineînțeles, din ultima l-am putea afla pe X și înlocui în prima. Cum preferați voi. Spre exemplu, am putea să împărțim prima ecuație la 2 și în felul acesta ajungem la 3x și atunci haideți să o înmulțim pe a doua cu 3. Să vedem ce va ieși. De exemplu, puteam să nu mă ating de prima și să o înmulțesc doar pe a doua cu 6 sau puteam să o înmulțesc pe prima cu 5 și pe a doua cu 4 și obținem aceeași valoare în fața lui Y. Și mai departe, sunt nenumărate variante. Important este să obținem aceeași soluție. Și avem 3x minus 4y egal cu minus 7, iar la a doua când înmulțim cu 3 vom avea 3x minus 30y egal cu minus, haideți să facem înmulțirea separat, 721, 1 7 este 21, 1 scriem 2, reținem, 3 ori 3 este 9, 9 plus 2 este 11. Și acum, pentru a scăpa de Y, trebuie să scădem, mare atenție, scădem cele două, și atunci avem așa, minus 4Y minus minus 30, mare, mare grijă la semne, egal cu minus 7 minus minus 111. Așa că avem de fapt minus 4Y plus 30Y egal cu minus 7 plus 111. Probabil în acest caz ar fi fost puțin mai simplu cu metoda substituției. Mă gândesc, puteți să încercați și așa. Și avem 26y egal cu minus 7 plus 111 va fi un rezultat pozitiv și obținem 104. Și atunci y va fi 104. Împărțirea 26 și haideți să facem împărțirea. Încercăm cu 4 să vedem ce obținem. Cu 5 cred că ar fi puțin cam mult. Cu 5 cred că 230. 130. Și atunci avem 4 ori 6 este 24, 4 scriem, 2 reținem, 4 ori 2 este 8 și cu 2 chiar 104. Așa că Y-ul nostru este 4. Și așa cum am spus, prin substituție, ne alegem una dintre ecuații, bineînțeles, cea mai simplă. Și haideți să-l aflăm pe X, cred că aceasta este cea mai simplă. Și avem X minus 10Y egal cu minus 37. Haideți să șterg ca să pot să fac zoom, să se vadă mai bine. Și avem așa, y egal 4, transcriem și înlocuim în a doua și avem 10y care înseamnă 10 ori 4, adică 40. Și atunci vom avea că y este 4 și x este minus 37 plus 40. Asta înseamnă că y este 4 și x este 3. În final, soluția sistemului este formată din perechea 3 și 4. Dacă de exemplu trebuie să rezolvați acest sistem doar prin metoda reducerii, în ultimul pas nu faceți cum am făcut eu, ci mergeți de la început, adică din zona aceasta și încercați să înmulțiți astfel încât să se reducă y-ul de data asta și nu x-ul. Dacă trebuie să rezolvați prin metoda substituției, atunci din a doua putem să spunem că x este minus 37 plus 10y și îl înlocuim în prima. Asta înseamnă metoda substituției. Presupune o înlocuire. În rezolvarea pe care eu am făcut-o am combinat cele două metode, pentru că y-l am aflat prin reducere, iar pe x-l am aflat prin substituție, pentru că m-am folosit de y și am înlocuit. Să mergem mai departe deja la exercițiul 4. În figura alăturată este reprezentat un triunghi ABC. Punctul D este pe latura AC la mijloc, iar BD este egal cu 18 cm. Punctul E este la mijlocul laturii AB și CE egal 24 cm. Știind că BD se intersectează cu CE în punctul G, iar măsura unghiului B GC este de 90 de grade, calculați mai întâi aria triunghiului BGC și apoi valoarea raportului dintre aria lui ABC și aria patrulaterului AEGD. Haideți să vedem în primul rând cum putem să rezolvăm problema. Pentru că avem un unghi de 90 de grade, putem să aflăm destul de ușor aria triunghiului BCG, Fiind un triunghi dreptunghi, formula este cateta 1 ori cateta 2 supra 2. Asta înseamnă că vom avea BG ori GC totul supra 2. Și acum, haideți să vedem cum aflăm noi cât este BG respectiv GC. Dacă noi știm că D este la mijlocul lui AC, ne rezultă bineînțeles că BD este o mediană. Totodată, dacă noi știm că E este la mijlocul lui AB, ne rezultă că CE este o mediană, dar din enunț știm că BD se intersectează cu CE în punctul G, și atunci ne rezultă că punctul de intersecție dintre mediane este centrul de greutate. G este centrul de greutate al triunghiului ABC. Și atunci, dacă G este centru de greutate, înseamnă că BG, fiind partea dinspre vârful B, este două treimi din mediana corespunzătoare. Asta înseamnă că BC este 2 pe 3 din BD și BD este 18, asta înseamnă că avem 2 pe 3 ori 18 pe 1. Și atunci simplificăm și rămânem cu 1 respectiv 6. Asta înseamnă că BD este BG, este de 12 cm. Mergem mai departe să îl aflăm pe CG, care este 2 pe 3 din mediana CE, așa că avem 2 pe 3. Ori mediana CE era 24 pe 1. Simplificăm și rămânem cu 8. Asta înseamnă că CG este egal cu 16 cm și deja am aflat, aproape am aflat aria triunghiului cerut și înlocuind vom avea 12 ori 16 pe 2, simplificăm și rămânem cu unul respectiv 8, asta înseamnă că aria triunghiului BCG este egală cu 96 de centimetri pătrați. Haideți să mergem mai departe să vedem cum aflăm aria triunghiului mare, respectiv aria patrulaterului a, e, G, D. Dacă noi știm că unghiul G are 90 de grade aici, înseamnă că și în partea de sus avem 90, dar și vecinele vor avea tot 90 de grade. Asta înseamnă că cel mai simplu ar fi la fel să aflăm ariile triunghiurilor micuțe, după care să vedem cum ajungem să aflăm și aria triunghiului mare. Haideți să vedem. Așadar, dacă aș vrea să aflu aria triunghiului BGE, aș putea la fel să mă folosesc de unghiul drept și avem BG, ori GE, totul pe 2. Și acum, dacă noi știm că GC cred că era. 16, sper să nu mă înșel, da, era 16 și tot CE-ul este 24, putem să-l aflăm pe GE, fiind o diferență, este CE minus CG și atunci avem 24 minus 16 și obținem 8 cm. Asta înseamnă că înlocuind vom avea BG era 12, GE este 8, totul pe 2, simplificăm și obținem 48 de centimetri pătrați. Aici aveam 96, acesta este de 48. Asta înseamnă că am putea să aflăm aria chiar a triunghiului BCE, aria acestui triunghi. Și haideți totuși să explic cumva strategia pe care o voi folosi noi vom afla cât este aria triunghiului pe care eu l-am colorat acum. Și cum CE este o mediană, noi știm că mediana într-un triunghi are un rol foarte important și anume împarte triunghiul în două triunghiuri cu arii egale, triunghiuri echivalente. Și atunci eu aș putea să spun că aria triunghiului albastru este la fel cu aria triunghiului pe care eu îl colorez acum cu galben. Și atunci înseamnă că aria triunghiului ABC este de fapt de două ori aria unuia dintre ele. Și în felul acesta vedeți cât de repede am reușit să aflăm aria triunghiului mare ABC. Și apoi vom afla și aria triunghiului de lângă, iar prin diferență din aria triunghiului ABC vom scădea triunghiurile pe care le vedeți și rămânem cu aria laterului, și apoi, bineînțeles, că aflăm și aria cerută, a, raportul cerut. Cred că v-am săpăcit, așa că haideți să revenim avem aria triunghiului albastru, adică aria triunghiului BCE este egală cu aria lui BGC plus aria lui BGE și haideți să înlocuim și avem 96 plus 48, 8 plus 6 este 14, 1 reținem și avem 144 de centimetri pătrați. Sper că am calculat bine. Și acum, dacă eu știu că, G, că CE este o mediană, îmi rezultă de aici că aria lui ABC este de două ori aria triunghiului BCE și atunci avem 144 ori 2, care înseamnă 288 de centimetri pătrați. Haideți să aflăm acum aria triunghiului galben. La fel este un triunghi dreptunghic, ne ajută enorm acest lucru. Și avem aria triunghiului CGD este egală cu GC ori GD totul pe 2 și avem 16 ori. La fel, haideți să aflăm prin diferență lungimea segmentului GD și vom avea GD este egal cu BD minus BG și atunci înlocuind avem 18 minus 12, cred că era, și obținem 6 cm, așa că avem 16 ori 6 pe 2, simplificăm și obținem de fapt tot 48 de cm pătrați. Și acum, haideți să vedem, aria patrulaterului AEGD este egală cu aria triunghiului mare ABC, din care am spus că vom da la o parte aria triunghiului albastru EBC, și aria triunghiului galben, aria lui DGC. Haideți să înlocuim și avem odată 288 minus 144, cred că era triunghiul albastru, și 48. Așa că obținem, de fapt putem să facem această scădere: 288 minus 144, este chiar 144 și 144 acum minus 48 este 96. Și avem 96 de centimetri pătrați. Și în final acum, dacă ar fi să aflăm raportul, area lui ABC supra area lui AEGD este egal cu 288 pe 96. Simplificăm. Cred că putem să simplificăm prin 12 sau cred că mai mult, merge prin 24. Jos va rămâne 4 și sus 288 împărțit la 24, 24 în 28 se cuprinde o dată, rămâne 4 și în 48 de două ori și atunci observăm că raportul este 3. Mergem mai departe la problema 5. În figura alăturată este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu AB paralel cu CD unghiul D egal cu unghiul A și egal cu 90 de grade, unghiul C are 60 de grade, iar BD este perpendicular pe BC. Importante informații. Apoi, punctele E și F sunt mijloacele laturilor AD, respectiv BC, iar EF este de 28 de centimetri și trebuie să aflăm aria acestui trapez. Pentru aria unui trapez, în mod clar, avem nevoie de formulă. Formula pentru aria trapezului este baza mare plus baza mică ori înălțimea totul pe 2. Așa că haideți să trasăm înălțimea din B, cu toate că AD este o înălțime pentru că este o perpendiculară pe ambele baze. Și să vedem cum putem să facem, pentru că singurul lucru pe care îl cunoaștem este EF. Nu cunoaștem nici baza mare, nici baza mică, nu cunoaștem nici înălțimea, aș putea zice că nu cunoaștem nimic. Haideți să notăm cu un punct G, să spunem. De fapt, nu G, pentru că am avut G în problema trecută și nu e așa ușor de pronunțat. Nu notăm cu X. Și atunci putem să spunem fie BX perpendicular pe DC. Asta înseamnă de aici că patrulaterul care se formează ABXD este un dreptunghi. Și atunci ne rezultă că AB are aceeași lungime cu DX. Și aș putea să spun că XC este de ce minus AB. Este diferența dintre cele două baze. Dar, din păcate, așa cum am spus, nu le cunoaștem. Dar, dacă noi știm că E este mijlocul lui AD și F este mijlocul lui BC, ne rezultă, bineînțeles, că EF este o linie mijlocie, și noi știm că linia mijlocie într trapez este egală cu semisuma bazelor. Asta înseamnă că EF este egal cu DC plus AB, totul pe 2, și haideți să-l înlocuim și avem 28 egal cu DC plus AB pe 2. De unde ne rezultă că DC plus AB este 28 ori 2, și anume 56 de centimetri. Am obținut o relație, dar mai avem puțin de lucru și e clar că are legătură cu unghiurile, pentru că știm că, stați să șterg, avem un unghi drept, și un unghi de 60 de grade. Asta înseamnă că unghiul acesta de aici va avea, bineînțeles, 30 de grade. Și așa cum spun de fiecare dată, dacă observați un unghi de 30 de grade, cu siguranță acel unghi este extrem de valoros. Așa că haideți să mergem între unghiul B de C. Noi știm că unghiul B are măsura de 90 de grade, unghiul C are măsura de 30 de grade, unghiul C are măsura de 60 de grade și atunci rezultă de aici că unghiul D are măsura de 30. Iar din teorema unghiului de 30 de grade, care ne spune că lungimea catetei opusă unghiului de 30 de grade este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei, în cazul acesta, în având 30 de grade, cateta care se opune acestui unghi este BC și va fi jumătate din ipotenuză, adică DC supra 2. Dar mai avem un triunghi dreptunghic în care am putea să lucrăm. Spre exemplu, dacă mergem în triunghiul BXC, noi știm că unghiul X are 90 de grade și la fel unghiul C are 60 de grade. Asta înseamnă că unghiul B de aici de sus, cel micuț, va avea 30 de grade. Și atunci rezultă din teorema unghiului de 30 de grade că XC, pentru că XC este cateta opusă unghiului de 30, este jumătate din ipotenuza acestui triunghi și anume din BC. Și dacă ar fi să înlocuim, dacă BC este jumătate din DC și XC este jumătate din BC, jumătate din jumătate înseamnă de fapt un sfert. Asta înseamnă că XC este DC pe 4. Și nu uităm că aveam o relație cu x XC, o aveam pe aceasta de aici. Asta înseamnă că dacă mergem să înlocuim în relația respectivă, avem că DC minus AB este DC supra 4. Îl mulțim cu 4 pentru a scăpa de fracție și atunci obținem că 4DC minus 4AB este egal cu DC. Și haideți să-l mutăm pe AB în dreapta. Avem 4DC egal cu DC plus 4AB. Îl mutăm pe DC în stânga acum și obținem că 3DC este 4AB. Și unde mergem oare cu această relație? În singura relație unde avem o valoare numerică. Noi știm că baza mare plus baza mică este 56 și acolo observăm că avem DC plus AB, dar în relația pe care noi am obținut-o avem 3DC și 4AB. Așa că vă propun să înmulțim cu 3 și avem 3DC plus 3AB egal cu 56 ori 3, 50 ori 3 este 150, 6 ori 3, 18, deci înseamnă că avem 168 și îl înlocuim pe DC cu 4AB, așa că avem 4AB plus 3AB egal cu 168, ceea ce înseamnă 7AB egal cu 168, de unde rezultă că AB va fi 7, se cuprinde în 16 de două ori, rămâne, cât rămâne? Rămâne 2, și în 28 de 4 ori. Și atunci am obținut că AB este 24. Victorii, am aflat ceva în sfârșit din această problemă. Și acum haideți să înlocuim pentru a afla cât este de ce. De ce este practic 56 minus AB, adică minus 24. Și obținem că de ce este 32 de centimetri. Și atunci putem să... Putem să aflăm, uh, pe cine să aflăm? Putem să aflăm pe XC, pentru că știam că este un sfert din DC putem să aflăm chiar și pe BC. BC-ul era jumătate din DC, asta înseamnă că BC este 32 împărțirea 2 și anume 16 cm, iar XC era un sfert, ceea ce înseamnă 8 cm și e momentul să aflăm și înălțimea acestui trapez. Stați să fac puțin loc. Deci, DC era 32 AB este 24, apoi XC era 8, BC era 16. Și acum, pentru înălțimea trapezului, sunt mai multe variante. O variantă ar fi să folosim o funcție trigonometrică, o altă variantă ar fi să ne folosim de teorema lui Pitagora și, bineînțeles, o altă variantă ar fi să ne folosim de formula de la înălțime. Cum preferați voi? Eu cred că cel mai simplu ar fi să lucrăm în triunghiul BXC și să ne folosim de o funcție trigonometrică, să facem eventual sinusul unghiului C. Așa că avem în triunghiul BXC cu unghiul X de 90 de grade, ne rezultă de aici că sinusul unghiului C este egal cu formula de la sinus este cateta opusă pe ipotenuză, cateta opusă a unghiului C este BX, iar ipotenuza este BC, sinus de 60 de grade, sper că îl știți, este radical din 3 pe 2, egal cu BX, supra BC-ul care e 16, înmulțim pe diagonal, obținem 2BX, Egal cu 16 radical din 3, ceea ce înseamnă că BX va fi, îl ducem pe 2 prin împărțire și obținem 8 radical din 3 cm. Și e momentul să aflăm aria. Aria lui ABCD este egală cu baza mare, 32, plus baza mică, 24 ori înălțimea, totul pe 2. Și obținem 32 plus 24. De fapt, știam, era 56. Apoi simplificăm și avem 56 ori 4 radical din 3 și acum 50 ori 4 este 200, 6 ori 4 24, de aceea avem 224 radical din 3 centimetri pătrați. Mergem mai departe la punctul B, unde ni se cere distanța de la E la BC. Distanța de la un punct la o dreaptă înseamnă lungimea perpendicularei din punct pe dreapta respectivă pentru că noi știm deja că avem 90 de grade în acest punct, e clar că acea perpendiculară nu poate să fie în punctul B, pentru că noi deja avem un unghi de 90 de grade în zona respectivă. Și atunci, nu știu, o trasăm aleator. Să spunem că aceasta este distanța pe care noi trebuie să o aflăm. În momentul în care avem de aflat o distanță și nu știm exact unde ajunge ea, nu știm cu certitudine unde se află, cel mai simplu este să aflăm din arie. Dacă facem aria în două moduri, a, suprafe a unui triunghi, spre exemplu, atunci putem de acolo să aflăm cu siguranță distanța respectivă. De aceea vă propun să ne concentrăm asupra triunghiului BCE. Dacă reușim să-i aflăm aria, atunci din formula de la arie vom afla și lungimea înălțimii pe care eu am colorat-o cu MOV. Haideți să notăm cu, B, cu EY. Și atunci putem să spunem așa, fie EY, o perpendiculară pe BC. De aici ne rezultă că distanța de la E la BC este egală cu EY. Și acum, area triunghiului EBC, aș putea să spun că este baza BC ori înălțimea EY, totul pe 2. Dar eu trebuie să aflu de undeva cât este area triunghiului respectiv ca mai apoi să mă întorc în formula aceasta. Și nu e așa că cel mai simplu ar fi să facem un decupaj, având în vedere și sub punctul trecut unde am aflat aria întregului trapez, și atunci aș putea să spun că, pe de altă parte, aria lui EBC este egală cu aria lui ABCD, aria întregului trapez, din care vom da la o parte ariile triunghiurilor pe care eu le-am colorat acum, nu foarte frumos și avem aria lui ABCD minus aria lui AEB și aria lui EDC. Acum, dacă noi știm că unghiul A are 90 de grade, știm asta din ipoteză, înseamnă că triunghiul AEB este dreptunghic și atunci aria lui AEB este egală cu AE ori AB totul pe 2, și știam din enunț că este la mijloc, așa că putem să înlocuim. Cred că am aflat înălțimea era 8 radical din 3. Așa că avem 4 radical din 3, ori AB-ul era 24, totul pe 2, simplificăm și avem 2 radical din 3 ori 24, care înseamnă 48 radical din 3 cm pătrați. Mai departe, la aria lui EBC, avem unghiul D de 90. Asta înseamnă că aria triunghiului EDC va fi egală cu ED ori DC totul pe 2. Și haideți să înlocuim. ED este 4 radicali din 3. DC deci, cred că era 32. Da. Totul pe 2, la fel simplificăm și rămânem cu 2 radicali în 3 ori 32, care înseamnă 64 radicali în 3 cm pătrați și atunci obținem că aria lui EBC este egală cu aria întregului trapez era 224 radical în 3 minus, putem să punem într-o paranteză cele două arii pentru a fi mai ușor la calcule, așa că avem 224 radicali din 3 minus 48 plus 64, 40 plus 60 este 100, 8 plus 4 este 12, așa că avem 112 radicali în 3. Și atunci rămânem chiar cu 112 radicali în 3 cm pătrați. Era de așteptat acest lucru, e fiind la mijloc. Se poate demonstra destul de ușor că aria triunghiului respectiv, triunghiului galben, este jumătate din aria trapezului. Acum haideți să mergem să înlocuim. Și avem așa, aria lui EBC este 112 radical 3, BC-ul era 16, ori distanța noastră, totul pe 2, simplificăm, <coughs> și atunci avem 8EY, egal cu 112 radical 3, EY va fi 112 radical din 3 pe 8, să vedem dacă se face împărțirea direct. 8 11 se cuprinde o dată, rămâne 3, 14 radical din 3 cm. În concluzie, distanța de la E la BC este egală cu 14 radical din 3 cm. Și mergem acum la ultima problemă, unde ne așteaptă un desen extrem de interesant. În figura alăturată este reprezentat un cub ABCD, EFG și H, în care AB este de 6 cm. Punctul M este la mijlocul diagonalei FH, iar punctul N este la mijlocul diagonalei ED. Prima întrebare: trebuie să aflăm cât este ED. Apoi trebuie să aflăm valoarea sinusului dintre cele două pe care le-am colorat eu cu verde. Haideți să începem cu începutul, să vedem mai întâi cât este ED. E foarte simplu: dacă noi știm că ABCD EFGH este un cub, atunci înseamnă că ADHE este un pătrat iar cum ED este o diagonală în acest pătrat, înseamnă că ED va fi egal cu latura radical din 2 și înlocuind, obținem că ED este 6 radical din 2 cm. Haideți să mergem la punctul B atunci. Determinați sinusul unghiului dintre MN și BG. Vă reamintesc faptul că pentru a determina unghiul dintre două drepte necoplanare, trebuie să găsim o paralelă la una din ele sau la ambele, după caz. Cred că e foarte simplu să ne dăm seama că, că BGE este o paralelă cu AH și atunci unghiul dintre MN și BG de fapt devine unghiul dintre AH și MN. Și atunci haideți să începem. Avem AH paralel cu BG. De aici ne rezultă că unghiul dintre MN și BG este de fapt unghiul dintre MN și paralela găsită. Și acum haideți să vedem cât o fi are unghiul, cât va fi sinusul său. Și pentru asta, haideți să încercăm să ne dăm seama în ce triunghi am putea să lucrăm. Cred că ar fi mai bine să ne alegem un triunghi mai mare, care să ne dea mai multe informații cumva. Și atunci haideți să ne uităm. Ce s-ar întâmpla dacă am lucra în acest triunghi? Noi știm din ipoteză că M este la mijlocul lui FH, iar N știam că este la mijlocul lui ED, dar e ușor de demonstrat că N este și la mijlocul lui AH. Și atunci înseamnă că, având două mijloace, se formează o linie mijlocie. Și deja problema este aproape rezolvată, nu-i așa? Haideți să începem în primul rând prin a arăta că n este și la mijlocul lui AH. Dacă noi știm că ADHE este un pătrat, și noi știm că n este la mijlocul lui EDM, ne rezultă că n este și la mijlocul diagonalei rămase, adică n va fi și mijlocul lui AH. Și pentru că M era la mijlocul lui HF, din astea ne rezultă că MN este o linie mijlocie în triunghiul AHF și atunci ne rezultă că MN este paralel cu AF și este jumătate din AF. Dar pe noi nu ne interesează că este jumătate din AF, ci ne interesează acea paralelă. Pentru că dacă noi aveam de aflat unghiul dintre MN și AH, pentru că MN este o paralelă la AF, nu ne rezultă că putem să-l înlocuim și atunci avem AF, unghiul dintre AF și AH, ceea ce înseamnă de fapt că avem unghiul FAH. Și acum haideți să vedem ce fel de unghi este acesta. Cum aflăm sinusul său? Păi, dacă noi știm că suntem într-un cub, AF fiind o diagonală, ne rezultă că AF este latura radical din 2, adică 6 radical din 2 cm, apoi la rândul lui FH este o diagonală, ceea ce înseamnă că FH este tot 6 radical din 2 cm, dar și AH este tot o diagonală și este tot 6 radical din 2 cm. Ceea ce înseamnă că triunghiul AHF este echilateral și atunci ne rezultă că măsura unghiului FAH este de 60 de grade, ceea ce înseamnă că și unghiul și măsura unghiului dintre MN și BG, unghiul acela de la început, este tot de 60 de grade și atunci ne rezultă că sinusul unghiului dintre MN și BG este egal cu sinus de 60 de grade și este radical din 3 pe 2. Cred că a fost mai ușoară această problemă decât problema 5. Aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut acest test și vă doresc mult spor la învățat în continuare.